Am procuror, ne puteți spune de ce ați schimbat învinuirea? Nu vă pot spune. Dar ce învinuie, domnul Mane? Iar dumneavoastră să faceți o solicitare la Procuratura Generală și o să vă dea toate informațiile. Dar de ce tergiversează procesul deja de atâta timp? Este portalul pe instanță, încălcați fiecare ședință și să vă procurați, da? Am văzut, am fost deja la ultimele trei. Eu v-am văzut odată. De ce sunteți învinuit, domnul Mane? De ce vă înflăreți? Nu vreți să răspundeți. Lucrați în Ministerul Afacerilor de Interne și sunteți într-o cauză penală. Nu v-ați suspendat activitatea. Spuneți! Doamna procuror nu vrea să răspundă la întrebări, polițistul nu vrea să răspundă la întrebări, judecătoarea amână fiecare dată procesele de judecată. Dar domnul Mane face dosare penale la alți oameni, la alți agenți economici și scoate bani. E că așa arată justiția în Republica oamenilor buni. Nu vreți să ne răspundeți, domnul polițist, nimic? Sunteți omul legii, nu? Arată urât dintr-o parte, așa, mergi, ieși din proces penal și nu vrei să vorbești cu nimeni? Nu vrei să vorbesc. Dar avocatul nu vrei să-i spună nimic? Și este învinuit, domnul Mai. Așa arată. Noi suntem aici la judecătoria Șen, Buiucani. Și avem un caz interesant, da? Cum vă spun, mă dau undeva unde nu bate vântul și vă spun ce-i vor. Dragi prieteni, s-a întrerupt filmul meu. Am documentat a câta oară mă duc la instanța de judecată, doamna Catană, duce un proces de judecată a unui polițist de la Inspectoratul Național de Investigații, Mania Ianâc, cercetat penal în instanță de judecată, dar care lucrează în continuare polițist. Bună ziua! Polițist lucrează. Am o adresare către doamna ministru Revencu. Dar cum țineți în cadrul serviciilor astfel de persoane care în timp ce sunt cercetate penal pentru, nu știu, îmbogățire ilicită. Eu nu știu pentru ce-i cercetat Mania, că nu am acces la dosarul lui și procurorul nu a vrut să-mi spună, avocatul nu a vrut, polițistul, evident că e mega de asta, agent, superagent, care nu găsește nicio informație în spațiu public, dar știu din sursele mele că terorizează un agent economic și i-a deschis un dosar penal, de fapt la mai mulți agenți economici, dar pe unul cunosc personal, care face bani. Mania Ianâc face bani făcând dosare penale la comandă, dar între timp este cercetat penal. Ministerul de Interne, nu vă bateți cap în cap cu noțiunile de luptă cu corupția? Așa o întrebare simplă de la un cetățean activ.